vești și povești. Oameni, întâmplări, evenimente. Vești și povești cu Liliana Cristea. Ediție de vești și povești, astăzi 9 mai 2020. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi va fi cu noi unul dintre colegii noștri care, ani la rând, a realizat pentru dumneavoastră emisiuni de folclor. Mihai Hagiu ne va povesti din experiența sa radiofonică despre începuturile muzicale ale Orchestrei Populare Radio și despre dirijorii acesteia. Dintre interpreții de renume care au fost acompaniați de Orchestra Radio, am ales să ne oprim la Natalia Șerbănescu, prima solistă de folclor dobrogean. Și cine ar putea povesti mai bine decât fiica frumoasei interprete, care ne-a bucurat de-a lungul timpului cu melodiile sale. Doamna Diana Hagiu ne vorbește despre folclorul autentic dobrogean, așa cum l-a trăit mama sa. Este mai puțin știut că invitata noastră a moștenit și ea pasiunea pentru muzică, iar pe parcursul emisiunii o vom asculta povestind, dar și cântând. Așadar, deschidem emisiunea de astăzi cu o melodie interpretată de Natalia Șerbănescu, Dobroge, Pământ cu flori. În regia de emisie, colega Vicky Burlacu. Dobroge, pământ cu flori, Dobroge, porți la sânul tău popori, of! Fiecare sat e o floare, mândră și mirositoare. Cine pe aici se petrece, nu-i mai vine să mai plece, Dobroge. Dobroge, sufletul meu, Dobroge, străbătui veneamul tău, of! În pământul cu gorgane, zac săguri și iatagane. Iar sub tine, mândre ramuri, stau străbunii mei pe dealuri, Dobroge. Dobroge, inima mea, Dobroge, mulți au vrut să-mi te iau, of! Te-au stârnit furtunărea, mi-a înghițit Dunărea, of! Și-au ajuns așa pe rând, toți o apăși în pământ. Orchestra este foarte importantă atât pentru cântăreți, cât și pentru cântecul în sine. Despre această îmbinare dintre instrumente și voce ne povestește un cunoscător în domeniul muzical care a activat mulți ani în redacția Antenei Satelor, ca realizator de emisiuni muzicale. Îl salutăm cu bucurie pe Mihai Hagiu. Bună ziua și bine ați revenit la microfon, domnule Hagiu! Bun găsit, Liliana Cristea, bun găsit și pe ascultători. Așadar, Mihai Hagiu, vă invităm să rememorăm împreună emisiunile la care ați contribuit și ați pus atât de mult suflet și să ne spuneți cum vi le mai aduceți aminte după atâția ani. Bun găsit, Liliana Cristea.
Cristea, bun găsit, stimați ascultători. O temă frumoasă, într-adevăr. Alături de dirijorii permanenți, Orchestra de Muzică Populară Radu a beneficiat și de prestația celor mai valoroși colaboratori. Dirijorii Ionel Banu, Nelu Urziceanu, Nicușor Pedescu, Constantin Mirea, Constantin Busuie, Constantin Arvinte, Ionel Budișteanu, Florian Economu, Ion Albeșteanu, Marin Ghiocel, George Sârbu, Dorel Mania. Am să vă invit acum să preluați dumneavoastră microfonul și să realizați în următoarele minute o emisiune pe care ați îndrăgit-o. Spuneam de Orchestra de Muzică Populară Radio, o orchestră importantă. Ne referim la dirijorii profesioniști care au fost alături de dirijorii permanenți. Orchestra de Muzică Populară Radio a beneficiat și de prestația celor mai valoroși colaborați: Nicușor Predescu, Constantin Mirea, Constantin Busuioc, Constantin Arvin, Ionel Budișteanu, Florian Economu, Ion Albeșteanu, George Sârbu și nu. Încercăm să refacem legătura cu Mihai Hagiu. Până una alta, ascultăm o piesă instrumentală. Revenim la Vești și Povești cu Mihai Hagiu, colegul nostru realizator de emisiuni muzicale. Vă ascultăm, domnule Hagiu. Da, stimați ascultători, iată o ediție prescurtată, pe repede înainte, cum se spune, și nu mă vedeți dacă îmi fac semnul crucii, cum își făceau unii dintre preți care veneau în direct la antena satelor. Să vorbim mai întâi despre un important dirijor care a fost la conducerea Orchestrei de Muzică Populară Radio. Este vorba de George Vancu, primul dirijor. Timp de aproape 3 decenii, începând cu anul 1960, la pupitrul dirijoral al Orchestrei de Muzică Populară Radio, s-a aflat așadar George Vancu, compozitor și folclorist de marcă. George Vancu a valorificat la cote superioare filonul modal al cântecului românesc. El a dirijat, a transcris, a armonizat, a orchestrat și a înregistrat peste 3.000 de piese populare. De asemenea, maestru George Vancu a compus muzică corală, muzică pentru grupuri vocale și soliști, piese instrumentale de concert, suite, dar și romanțe. Stilul Vancu rămâne inconfundabil. Vă invităm să ascultați acum una dintre înregistrările sale de excepție cu grupul vocal feminin Miorița. Cum să nu-ți fie drag
acest post de radio Antena Satelor. Iată, stimați prieteni, ne întâlnim în această ediție și cu maestrul George Sârbu, colaborator de nădejde la Orchestra de Muzică Populară. Dirijorul George Sârbu a știut să aducă în înregistrările sale acel inconfundabil parfum de cântec moldovenesc. Admirabil orchestrator, dirijorul George Sârbu se remarcă prin stilul autentic de valorificare al muzicii populare din Bucovina. După cum se știe, această zonă are o individualitate folclorică ce s-a conservat în decursul secolelor. Marea doamnă a cântecului popular moldovenesc, Sofia Vicoveanca, a pornit pe drumul consacrării artistice sub bagheta maestrului George Sârbu. Vă invit să o recunoașteți cu o piesă de marcă, Sofia Vicoveanca. Joacă ghine, bode, hăi, tăi, tăi, hai stanga dreapta, friba, tăi, tăi, hai nuca ta rău la ochii și tăi, 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 le-am rupt juc până aici, tăi, 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 hai, uită la ochiele, s-a dat din nusa mele și din burța recaiele. Gaușurile badi duminte, da, eu în joc mă știu sușimte, da, hai de vorbirele nu-mi pasă, da, 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 din ochii școli să iasă, da, 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 da. O, așa jocul pila tău, ui, pentru chișoare mai rău, ui, cât da la muie, ca iarba la căie, râși nebeste din la mură. Salta, bre! Ca joacă din ibadii, hăi, tăi, 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 hai pune-i arde cu apăi, tăi, 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 hai eu joc de-alaltă soare, tăi, 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 și pare că aș mai juca iar, tăi, 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 tăi. Bate pământul ușor! Chișor, după chișor, bă! Așa-i jocul de când lumea și cu vrașii, cu spunașii, cu unușii, cu unașii. Între ai lor, n-ai spor. Între ai tăi, ești al din tâi dacă vrei. Așa că stai aici, la Antena Satelor, unde suntem noi, între ai noștri. În continuare să vorbim despre un mare dirijor, dirijorul Paraschiv Oprea, care a rămas în memoria colectivă ca unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați dirijori ai noștri. Un dirijor de forță, personalitate muzicală complexă, pianist și compozitor, el trecea cu dezinvoltură de la muzica populară la romanța sau la muzica de cafe-concert. Sub conducerea sa, Orchestra de Muzică Populară Radio a devenit un model demn de urmat de toate ansamblurile folclorice din țară. Paraschiv Oprea a participat la mari spectacole folclorice pe cele mai mari scene și a înregistrat aproape cu toate vedetele muzicii populare. Stau mărturie cele peste 300 de înregistrări de colecție, am putea spune, realizate de-a lungul anilor alături de nume mari ale folclorului românesc, precum Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Irina Loghin, Mioara Velicu, Ioan Bocșa sau Nicolae Furduiancu. Paraschiv Oprea a realizat și numeroase bijuterii folclorice în compania unor instrumentiști de o valoare inegalabilă, de talia lui Ion Drăgoi la vioară, Constantin Gherghina la trompetă, Dumitru Zamfira la fluier și Luca Novac la taragot. Din fonoteca de folclor a Societății Române de Radiodifuziune am ales, spre exemplificare, o piesă de virtuozitate cu fluierașul Dumitru Zamfira.
Da, 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 sigur că da, continuăm să ne referim la dirijorii de forță care a fost la cârma Orchestrei de Muzică Populară Radio și dirijorul Florian Economu a fost prezent adesea la pupitrul Orchestrei de Muzică Populară Radio. Ce am remarcat la Florian Economu? Stilul sobru, stilul elegant, un stil în care armonia joacă un rol primordial. De asemenea, am sesizat maestria cu care explorează resursele timbrale ale instrumentelor, prelucrările folclorice, cele care îi poartă semnătura, s-a bucurat și el de mult succes. Iată una dintre bijuteriile muzicale realizate de Florian Economu, Brebenei de primăvară, cu interpreta Ileana Mărgărit. Foicică floare rară, foicică floare rară, dragă-mi e ziua de vară, dragă-mi e ziua de vară, și noaptea de primăvară, când ies oamenii la o goară, când ies oamenii la o goară. Dar continuăm, stimați prieteni, la antena satelor, acum la ora 13:35 și să vorbim despre Marius Olmazu, în puține cuvinte, printre dirijorii de frunte care au fost prezenți an de rând în studiourile de înregistrări radio, se numără și Marius Olmazu. Alături de el au imprimat numeroși soliști vocali consacrați, dar și instrumentiști notori. Interpreții de romanțe s-au bucurat și ei de colaborarea cu Marius Olmazu. Iată, să ascultăm în continuare, să-l ascultăm pe interpretul Nicolae Mihai Gruia cu o melodie de dragoste, înregistrată sub bagheta lui Marius Olmazu. Antena satelor. Pădurile cu frunza deasă, toți proprii de vârf se lasă, cu crengile la pământ și mă-ntreabă de ce când. Eu le spun că am doruri grele, de la mândruțele mele, cele bune, cele rele, din tinerețile mele. La umbra ta răcoroasă,
stam cu mândra mea frumoasă. Frunza era acoperișul și iarba era culcușul. Păsările ne cânta, florile ne desmierda, luna de sus ne privea, Doamne ce viață era! Aș vrea să-ntorc anii roată, să mai fiu tânăr odată, să văd frunza și iarba unde iubeam pe mândra. Dar eu văd că nu se poate, tinerețea nu se-ntoarce. Anii au trecut ca norul și-am rămas numai cu dorul. Dar eu văd că nu se poate, tinerețea nu se-ntoarce. Anii au trecut ca norul și-am rămas numai cu dorul. Trece repede tinerețea, stimați prieteni. Iată, în prezent, la pupitrul dirijoral al Orchestrei de Muzică Populară Radio se află Adrian Grigoraș, violonist și orchestrator de talent. El a avut șansa să-i cunoască pe George Vancu, Paraschiv Voprea și Constantin Arvinte. De la ei a învățat foarte mult și, urcând treaptă cu treaptă, a ajuns în elita șefilor de orchestră de muzică populară. Cele peste 1000 de piese orchestrale, instrumentale și vocale din toate zonele folclorice înregistrate sub conducerea lui Adrian Grigoraș stau mărturie a talentului său incontestabil. Orchestra de muzică populară rămâne una dintre cele mai performante formații, o echipă în care predomină spiritul de respect și dragoste față de folclorul românesc. În minutele care ne-au mai rămas la dispoziție din această mini-emisiune, vă propun să ascultați două înregistrări de excepție cu Nelu Bălășoiu și virtuozul acordonist dobrogean Gheorghe Tudorache. Și vă mulțumesc! Mândra mea din dar de sură, ce fi fa așa fugulă, ca o capră în bătătură, o capră și o vacă sură, viliupii și ți le fură, cu ce te mai ții fudulă? Aolă, mândruța mea, unde este zestra ta? Aolă, mândruța mea, unde este zestra ta? Hai, Ioane, ți-o fi necaz, că n-am ieșit la pârleaz. Am fost cu muica la sapă, nu băui astăzi nici apă. N-am stat ca tine la umbră, de tăiași câinilor frunză. Aolă, mândruța mea, hai la frunze cu capra. Aolă, mândruța mea, hai la frunze cu capra. Să știe tot satul că v-au luat lupii în zatul. Și ce dacă știe satul, îmi cumpără taica altul. Mă mână muica cu ele, vai de păcatele mele. Aolă, mândruța mea, du-te și paște capra. Aolă, mândruța mea, du-te și paște capra. Ia-mă, Ioane, seama bine, că te cam ții după mine. Mă țin că mi-e drag de tine și asta vede ore și cine. Vede și muica și taica și ți-o da de zestre capra. Iau și capra, iau și vaca, asta-i zestra de la taica. Iau și calul și mânzacul, mare de necastă sapul.
Mulțumim colegului Mihai Hagiu, o voce cunoscută a Antenei Satelor. Domnule Hagiu, chiar mi-era dor de programele dumneavoastră muzicale. Facem trecerea către următorul interlocutor și îi spun bun venit doamnei Diana Hagiu. Bine v-am găsit! Hristos a înviat! Bună. O zi bună! Adevărat Hristos a înviat! Eu vreau să zic, Hristos a înviat tuturor ascultătorilor și celor din redacție. Să le spunem celor care sunt cu noi pe frecvențe că suntem puțin într-un ritm alert din cauza radiojurnalului, da, care ne-a dus fără, da, ne-a lăsat fără 15 minute. Puțin pe repede înainte. Așa, și încercăm să ajungem până la capăt. Doamna Hagiu, anul acesta, manifestarea care este dedicată Nataliei Șerbănescu, respectiv Festivalul Concurs Internațional de la Tulcea, nu mai poate avea loc. De aceea v-am chemat alături de noi să vorbim despre această festivitate, la câtă ediție a ajuns și cum se desfășoară. Anul ăsta, într-adevăr, nu se mai ține din cauza epidemiei, pandemiei. Ar fi fost să fie cea de-a 10-a ediție jubiliară, o ediție care ar fi fost foarte frumos și bine organizată, n-a mai fost să fie. Dar festivalul a avut un mare impact asupra tinerilor interpreți, care an de an s-au prezentat din ce în ce mai frumos pregătiți, mai bine pregătiți. A fost o bucurie să îi vezi copii de la 8-9 ani până la tineri, până în 30 de ani, etalându-și talentul, și ceea ce m-a bucurat și ar fi bucurat-o pe mama mea enorm, ar fi vrut să vadă că atâția tineri sunt interesați și vor să facă această profesie, să cânte muzică populară, să prezinte un costum popular. Nu vorbesc numai de Dobrogea, vorbesc de toate zonele folclorice, dar mai cu seamă în Dobrogea, pentru că în general, cât au fost ei, au fost câțiva cântăreți, Natalia Șerbănescu, Elena Rojdan, Aneta Stan, Floarea Tănăsescu, mai târziu au mai fost foarte puține nume care, din păcate, nici nu au ajuns să se remarce îndeajuns, pentru că a intervenit Revoluția și s-au schimbat aspectele. Și ea ar fi vrut să fie mult mai mulți cântăreți dobrogeni care să cânte plaiul dobrogean, să cânte muzica populară, să aducă pe scenă cântecul dobrogean, melosul dobrogean. Și festivalul ăsta a dat posibilitatea să se facă acest lucru. Foarte mulți copii, foarte mulți tineri, fete și băieți, mulți s-au remarcat, mulți au rămas să mai studieze, să mai învețe, dar a fost o bucurie să-i vezi. Îmi pare, de câte ori am fost la festival și am fost aproape în fiecare an, am avut și un an când n-am putut să merg, și îmi părea rău că poate, nu poate să-i vadă și ea cât de frumoși sunt, cât de frumos se prezintă, și chiar mă gândeam că poate de undeva de sus s-o bucura de ce vede, nu știu. Spuneți-ne câteva nume ale copiilor care s-au remarcat la festivalul Natalia Șerbănescu. Ce să vă spun, am reținut așa câteva nume pentru că am fost atât de bucuroasă încât mi-au rămas în nume așa câteva. Cătălina, Alexa, vorbesc de copiii din Dobrogea, da, că ceilalți să se bucure cei din zonele lor. Și precis s-au bucurat, pentru că au fost foarte mulți care au luat trofeul festivalului și care nu au fost dobrogeni. Deci am așa niște nume, Cătălina, Alexa, a mai fost o fată, Shirin Narenji, tot dobrogeancă, nu știu dacă, cred că era din Constanța. N-am auzit despre ea până acum, da? Nu? Nu, da, nu? Foarte frumoasă voce, foarte bună voce. Laura Mocăniță, Elena Nistor, care mi se pare că a luat și un premiu întâi, sau nu mai țin minte dacă a luat chiar trofeul, Steluța Ciobanu. Dintre băieți, Ionuț Petreacă l-am reținut, pentru că el a reușit și după aceea să facă, mi se pare, înregistrări. Am mai auzit, l-am văzut pe la televizor și am acum 2-3 ediții am remarcat un băiețel, mititel, de vreo 10 ani, Lucian Grigore, care atât de frumos a cântat și cu toate meandrele un cântec dobrogean, încât pur și simplu mi-au dat lacrimile. Nu știu dacă va evolua așa cum l-am văzut eu la ultimul festival,
dar are o mare înclinație și o mare dragoste de cântat. Să povestim și despre mama dumneavoastră, totuși. Aș vrea să ne spuneți când și-a început cariera și cine a motivat-o în domeniul artistic. De fapt, cine i-a descoperit calitățile? E foarte frumos asta cu calitățile, pentru că mama mea s-a născut într-o familie de cântăreți, ca să zic așa, pentru că bunicii mei, străbunicii mei, li se spunea în sat de al de cântă bine sau de al de fluieraru. Bunicul meu a fost copil sărman, a fost copil de trupă și acolo i s-a descoperit lui talentul, a fost trimis la școala de cântăreți, zic pe repede înainte, după care a ajuns la București, unde și-a continuat studiile și într-un final a ajuns în corul operei. Fiind în corul operei, copiii lui n-au auzit în casă decât cântat, au auzit cântece bisericești, arii din opere, bunicul meu solfegia și în normal cum se învață la școala de muzică și cu notele bisericești știa să solfegieze și se cânta tot timpul, iar ei de la sine l-au imitat și au cântat. Iar mama mea a avut cea mai mare dorință de a merge și bunicul meu i-a zis, dragă, dacă vrei să faci fiind la operă, zice, uite, eu vorbesc cu un profesor de cant, o să te asculte și dacă ești bună, te duci la școala de muzică. Și într-adevăr s-a dus, a făcut câteva ore și pe urmă a dat examen la liceul de muzică, a intrat la canto, canto clasic. Da. Într-o pauză de la orele de canto clasic, i-am cântat prin clasă cântecele auzite acasă, gen Bește Peanca, Anica Pânzăghilea, ce mai știa ea așa, pe sub poalele pădurii, și pe sală a trecut Maria Tănase, care era profesor la clasa de canto popular, a auzit-o, a deschis ușa, s-a uitat la ea, și când frumos popular, nu te interesează să vii la clasa de canto popular? Și s-a dus odată de dor, până la urmă s-a transferat la clasa aceea de canto și așa a ajuns să facă canto popular și a înregistrat la Institutul de Folclor piese care nu se cântă acum, piese clasice, așa, iar mai târziu a înregistrat și la radio piesele pe care le mai auzim și astăzi, Anica Pânzăghilea, Bește Peanca. Mai târziu a fost o poveste cu ăsta pe sub poalele pădurii, că era un cântec de haiducesc, de pribegie, de așa, și pe vremea aceea nu se acceptau orice text, zicea vreau text de viață nouă. Și atunci erai nevoie să schimbi textul dacă vrei să imprimi ceva. Și atunci mămica i-a făcut text de Măiculiță Mare Neagră. Așa s-a numit cântecul, care cred că a fost șters la Revoluție. Din nefericire. Doamna Hagiu, aveți drepturile de autor în exclusivitate. În prezent, da, îi cântă cineva piesele? Ați ales pe cineva care să le ducă mai departe? De ales? N-am ales pe nimeni. De cântat, ele se cântă. Eu sunt mulțumită că ele se cântă și mămica ar fi mulțumită. Singura doleanță a mea și a ei, cu siguranță, ar fi să nu se modifice cântecele. Adică un cântăreț, un tânăr interpret, vorbim și de copii ăștia care vin la festivaluri, ei trebuie să fie foarte atenți dacă vor să facă această carieră, să fie originali și să păstreze linia autentică a cântecului. Dacă iei melodia de la un solist consacrat și îi faci tu alt text și începi să-l cânti, nu înseamnă că e cântecul tău și nu înseamnă că ești original și nu ești cu nimic remarcabil, părerea mea. Și cred, s-a întâmplat să aveți această neplăcere, să auziți cântecul? Mi s-a întâmplat, nu fac mare... Așa, cine a făcut-o știe că a făcut-o și ce să zic, nu e nicio... Așa, eu zic că așa ceva se poate, mă rog, dacă vor să facă, să cânte la petreceri, la nunți, la botezuri, unde vor, dar să nu o treacă pe numele lor, să încerce să o înregistreze pe undeva, pentru că nu au nimic original decât textul. Da. Ce interpreți au lansat după colaborarea cu marea Natalia Șerbănescu? Au colaborat cu mama mea, domnul Badea, Constantin Badea și Victorița Vlase. N-aș spune că s-au lansat, pentru că ei cântau deja, domnul Constantin Badea chiar avea înregistrări în radio și au făcut împreună o casetă muzicală despre marinari și cântece marinărești. Iar cu doamna Victorița Vlase a colaborat la CD-ul despre Nunta Dobrogeană, care a fost visul mamei mele, cred că a lucrat 20 de ani la
Da. tot timpul culegea și le asculta și le refăcea și le nu era mulțumită și tot timpul asta am făcut în ultimii 20 de ani, a avut o mare ambiție și măcar atât a realizat din ceea ce și-a dorit ea în ultimul timp. Da, i-a fi plăcut. Să vorbim puțin și despre acest dublu album, această culegere de cântece de nuntă pe care și dumneavoastră l-ați înregistrat împreună cu Natalia Șerbănescu. Da, și da. Este un lucru mai puțin știut, că ați studiat muzica. Spuneți-ne cum a fost colaborarea dintre mamă și fiică. Da, am colaborat foarte mult pentru că fiind și noi muzicanți, întotdeauna când avea o idee nouă, venea și ne-o cânta. Mihai o acompania la acordeon sau la pian, ascultam linia melodică, era vorba de armonici, armonii, fiecare zonă folclorică are un specific și în armonie și în ritm. Și cu mine se consulta și ca melodie și ca text, cam cum ar fi, ce zici, să zic așa, ce zici, da, dacă zic așa și numai decât. Mama mea era un foarte mare talent în a crea și melodii și texte. Și din cântecele pe care le culegea, care și foarte multe culese, ea nu întotdeauna găsea doar toată melodia, tot cântecul. Și atunci continua ori linia melodică dacă nu o găsea toată, că unii oameni își aminteau doar refrenul dintr-un cântec. Asta le plăcuse și le-a rămas în urechi. Iar la altele, o strofă sau ca text vorbind. Știau melodia cu la-la-la, dar nu mai știau textul și atunci ea a creat. La drept vorbind, a ajutat-o mult și faptul că pe vremea lui Ceaușescu îi se cerea mereu să modifice textele, că alea autentice nu erau primite în radio și spunea cântec de viață nouă. Și atunci era nevoită să facă un text de viață nouă. Da, cântecul Ruguleț de Trandafir, în ce an l-ați înregistrat? Ruguleț de Trandafir l-am înregistrat atunci când s-a făcut nunta în Dobrogea, în anul 2002. Să vă auzim cântând. 2002.
ediție de vești și povești mai scurtă ca de obicei. Mulțumesc invitațiilor de astăzi că ne-au fost alături Mihai și Diana Hagiu. Eu sunt Liliana Crista, vă doresc cele bune și multă sănătate!